salut, oameni buni, sunt Petri de la Petri Fitness și astăzi vreau să vorbim despre suplimente. Vreau să înțelegi în primul rând că acest video conține strict opinia mea și părerea mea după câțiva ani de testare a diverselor suplimente și cam ce concluzii am tras eu. În primul rând vreau să spun că industria de suplimente este o industrie care produce foarte mulți bani și este o industrie care scoate foarte multe substanțe și promite foarte multe lucruri, dar eu nu prea am încredere în chestiile astea. Le-am și testat, am văzut cam ce efecte au și pot să zic că a fost o cheltuială aiurea, dar cheltuiala asta aiurea s-a transformat în experiență și experiența mea o expun aici și tu, dacă găsești ceva, dacă ai încredere în ceea ce am testat eu și în ceea ce spun eu, te va scuti de niște bani cheltuiți. Ok, de-a lungul anilor am testat diverse substanțe, diverse prafuri, mă refer strict la industria de suplimente și nu la altfel de substanțe. Totuși am rămas cu câteva recomandări după ce am testat diverse lucruri. Și recomandările mele ar fi așa, ca și suplimente nutritive, îți recomand doar câteva chestii care mi se par de bază și care au funcționat la mine și am simțit că sunt bune. Îți recomand în primul rând niște multivitamine, eu momentan astea le iau. E mai puțin important brandul, sunt niște multivitamine efervescente. Ideea e, îți recomand să cauți un supliment cu multivitamine care să fie cât mai complet. Uite-te să conțină zinc și magneziu neapărat în cantități cât mai mari. Bun, aș avea încă o recomandare, glutamina. Glutamina chiar este bună, ajută la refacerea musculară, sunt foarte multe teste, foarte multe studii pe chestia asta, s-a discutat foarte mult. Eu personal am simțit că mă ajută, că există un mic ajutor acolo, poate a fost puțin și placebo, dar glutamina, din ce am citit și din cum am simțit, are un efect și este ieftină, nu este foarte scumpă. Îți mai recomand creatina. Bun, creatina se găsește în mușchi. O avem tot timpul în corp, ca să zic așa. Creatina luăm și din carne, în special carnea de vită, are un conținut ridicat de creatină. Te ajută la, îți dă un pic de pompare, îți dă un pic de forță. Recomand să ai tot timpul să suplimentezi cel puțin 5 grame pe zi de creatină. Sunt foarte, foarte bune. Și îți mai recomand de asemenea omega 3. Omega 3 și ACE 9, grăsimi esențiale, niște grăsimi foarte bune în organism și te ajută la buna funcționare a creierului și la toate procesele care se derulează în corpul tău. Pe lângă astea, aș mai recomanda o proteină fără carbohidrați, o proteină bună, whey protein, nu contează neapărat brandul, dacă îți permiți și ai bani, poți să-ți iei ceva mai calitativ, dacă nu, poți să mergi pe caută un raport calitate-preț care să te ajute, un supliment proteic care simți că e bun, le testezi și tu de-a lungul timpului. Cam astea ar fi recomandările mele. Nu te sfătuiesc să arunci banii pe alte substanțe, pe alte lucruri. Te sfătuiesc să investești banii aia în mâncare, să investești în dezvoltarea ta, nu în chestia asta de marketing și nu în industria suplimentelor. Poți să rămâi la suplimentele astea de bază, multivitamine, glutamină, creatină, omega 3 și o proteină bună, praf. Cam astea ar fi, să ai un shake după antrenament, cam astea ar fi recomandările mele, în rest nu te sfătuiesc să arunci banii aiurea, eu am testat, am cheltuit niște bani și am văzut că sunt de fapt un bullshit până la urmă și o chestie de marketing să-ți ia bani.
Ok, dacă ți-a plăcut video-ul ăsta, dă-mi un like. Dacă nu te-ai abonat deja, abonează-te la canal, pentru că voi mai genera videouri cu informații. În videourile astea explic din experiența mea, din ce am testat eu de-a lungul anilor și poate o să te ajute călătoria ta dacă tocmai ai început sau dacă te gândești să o începi. Mă gândesc că aceste sfaturi îți vor prinde bine. Până data viitoare, live strong and stay healthy!